Hai că voi stricate așa. Da, poate eu să ies jos. Hai, davai, stai. Hai că voi stricate așa, astăzi cu mine este... Hello. Ok, Cate, ce să facem noi azi? Noi azi facem farse nebune la telefon 1. 1? 1! Farse nebune la telefon 1 pe canalul tău. Da! Începem? Da! Let's go! Let's go, let's do it! Pe cine sunăm? Prietena ta, Cate, ți-a lăsat niște numere de telefon. Da, stai, eu. Cate ne-a lăsat niște numere de telefon. Noi aveam voi, noi putem scrie. Nu, dar e foarte periculos să vă arătăm vouă numerii de telefoane, pentru da. Că voi nu-și sunați puteți acolo. Da, chiar e drept. Hai, Elisui. Da. O cheamă Sanda, restul la Ciocana, 079. Alo. Alo, bună ziua, Sanda? Da. Salut, ieșiți afară, vă rog, pizza mă așteaptă. Alo? Ce-ai pus recitorul? Astăzi? Call back. We're gonna bug her. Sanda, răspunde, Sanda. Acest număr este ocupat. Astăzi. Alo, bună ziua. Bună. Eu sunt un client de bord. Cine pe, pe română, vă rog. Adică clientul meu. Da, eu sunt un client, m-am frizat câteva zile în urmă la voi. Nu. Da. Da, da, da. Deci, Emil, da? Da. Ok, noi am vorbit despre... Eu sunt Jorkic. Noi am vorbit despre chestia aceea care să ne ducem la țară, să cumpărăm brânze, sărate, tu ai spus că ai capre, ai oi și trebuie să ne dai brânze sărate. Păi și mă spărați de data uitați. Chiar, doamne, de chiar e greu de filmat. Hello? Hello, Beatrice? Da. Salut, ce faci? Păi ce fac? Da, bine, da. Beatrice, este George, da. George. Aha, dar nu e Lady Bible, no, nu este Lady Bible, este George. Ah, Beatrice, da? Yes, eu vând brânză sărată. Nu, eu sărată nu iubesc. Ok, noi avem brânză putrăznită și brânză necrită, nu care vă interesează. Facem livrare gratis! Facem livrare gratis! Facem livrare gratis la brânză sărată. Da? Hai, vreau să ne cremăm de parte. Ok, vreau brânză sărată sau brânză necrită? Brânză sărată, necrită, nu mai găsesc să vă atât de tare, că să mănânc brânză necrită. Ok, eu spun multe, multe sare. Ah, ok, ok. Da. Mă modic, mă cam, te rog, frumos, cu picioarele, cu mâinile, cu limba. Da. Beatrice, nu se ride de George. Ah, ok. Da, deci eu vin din America Nord și am deschis o firmă de oi aici. De oi? Des, yes. Dar de capre? De capre, încă nu. Dar am o capre lângă mine. Cartea. Yes, despre cartea. Privet! George a plăcut de tine, Beatrice. Beatrice, scheltuie minutele, că am nelimitat și trebuie să spun receptorul. Pa ca! Pa ca! Alo, mama? Mama, de mama. Mama, iei la grădiniță, noi te așteptăm, diavol. Noi așteptăm la grădiniță. Mama. Da. Uitați și nu m-ați format. Mama, dar când ai să ne iei, mama? Eu nu înțeleg cine vorbiți. Mama. Cu mama? Mama Bale? Nu, e mama Bale. De ce? Dar nu Bale, mama Bale. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Noi suntem de la grădinița municipală din Chișinău. De ce aici copiii vă așteaptă? Nu știu cine așteaptă. Aveți doi copii, unul Valea și unul Calea. Nu, mama, copiii mici foarte mari. Cum așa mari? Sunteți bătrână, dar, da? Da, foarte bătrână. Aha. Ok. Aveți nevoie de cremă ceva de față pentru încurțarea? Culoare de păr pentru... Nu am nevoie de nimic. Ceva, culoare roșcată. Roșcată avem și roșie și albă. Pune receptorul, te rog frumos. Receptorul, puneți-l, vă rog frumos. Și n-ați înțeles, puneți receptorul, vă rog frumos, mai repede. Alo, voi n-aveți obraz cu tătă, puneți receptorul acum, mai repede. Îți spun, o zis? Da.
Alo, bună ziua, numai voi și doar voi ați fost câștigătorul concursului care a fost făcut pe 25 decembrie și dumneavoastră ați câștigat un frigider. Yay! Frigider în studio. Peste ceptarul. Care l-ați câștigat pe 25 decembrie. Alo? Alo, bună ziua, noi suntem o companie din Moldova și dumneavoastră ați câștigat un frigider, doar dumneavoastră pe data de 25 decembrie puteți să veniți să luați. Alo? Alo? Felicitări, ați câștigat un frigider și puteți să-l luați pe data de 25 decembrie de Crăciun. Cum vă numiți? Alo? A, bună ziua, cred că sunteți mama, da? Alo, da. Da, 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 bună ziua, dumneavoastră ați câștigat un frigider de 45 mm. Puteți să-l luați pe 25 decembrie din studioul nostru. Cine vorbește? Deci ați, cu domnul Ion Andrei Anatol Pavlik, ați jucat la o loterie, ați pus numărul vostru undeva? Da. Ok, fine, super, sunteți câștigătoarea noastră și ați câștigat un frigider. Deci premiul mare este o mașină, premiul 2 este un frigider de 45 mm și premiul 1 este un iPhone 6 Plus S. Da, unde se ne prezentă? Deci puteți vă prezentați pe adresa Frumușica Pantei Andrei, 4-5. Este oficiul la Star Moldova Party. Bacișinău, da? Yes, da. Cum vă numiți? Svetlana. Svetlana, dați-ne te mândați în baza de date noi. Svetlana Coșboi? Lacusta. Lacusta, ok. Ok, fine. Și aveți un fiu, da? Și aveți un fiu, fecior? El a ridicat mașina. Da. Ok, fine, super. Noi avem o jucărie pentru el, o mâță care nu trebuie în oficiul nostru. Și puteți să veniți pe data 25 decembrie, ați memorizat adresa? Nu. N-am memorizat-o, s-o mai scrim o dată? Da, de fapt noi putem să facem livrare gratis, plus dacă plătiți 10 lei, vă aducem și brânză sărată. Cine duceți? Facem livrare la frigider și dacă plătiți încă 10 lei și 50 de bănuți și 40 de cenți, vă aducem brânză sărată. Avem brânză de care avem acolo? Da, brânză cu mucigai. Deci da, noi suntem din Chișinău, de fapt din România, dar reprezentăm aici o fel de chestie și am vrut să vă întreb ceva, adică puteți să luați frigiderul doar dacă cumpărați o brânză sărată. Noi avem aici o firmă de oi. Da, dacă nu luăm brânză, nu luăm frigiderul. Da, corect, foarte corect. Adică condițiile noastre. Ați câștigat, dar brânză trebuie cumpărat. Nu, adică trebuie să venim brânză, că se trezește așa, adică începi să pun tot o firmă. Bine, nu mai contează 10 lei, cred că... Da, desigur. 10 lei românia sau 10 lei moldovenești? 10 lei euro. 10 cât? 10 euro. 10 euro. Da. Deci, ce facem? Cum ce facem? Vinem după frigider și luăm brânză. Super, super. Da? Nu trebuie să veniți după frigider, că noi vă facem livrare. Deci, scrieți adresa noastră. Așa, spuneți. Pantelei. Dar trebuie să venim la România? Nu. Este aici în Chișinău, chiar lângă Ștefan cel Mare. Chișinău? Dar dacă vine pe chitarie, rogului, este bun. Da, se vine cu 20 de euro. Adică... Chișinău, strada. Supra. Încărcat. Uh-huh. De brânză. Uh-huh. 45. Cu dată? 45, bară 3, 8. 45, bară 8. Bară 3, 8. 3, 8. Cine caută? Pe Jorta. Este un nume din Canada. V-a dat spate trei frigiderul să iei un cărăciol la țări, la piața centrală. Da, vă sunăm pe numărul ăsta, dar mi-a sunat, da? Nu, sunați pe numărul, dați-vă da alt număr, 078, scuza, 079. 079? Da, 711. 711, 42. Yes. Deci... Da, gata? Numele este Sanda, ok? Numele de contact. Numele cum e? Sanda. Sanda. Deci vă așteptăm mâine cu un sunet la telefonul care v-am dat, pe Sanda o sunați, da? A, și ne-am distrat alea. Da, de pe aici. Da. Deci, cam așa au fost. Astăzi am făcut parte nebune la telefon împreună cu Ilie. Da, sper că v-a plăcut. Ilie, da. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc plăcere. Că ai venit cu camera. Ne-ai făcut niște schimbări. Vedeți fonul din urmă? S-a schimbat. Da, se vede ușa acolo. Ilie a venit cu schimbările lui și așa, Cate, nu-mi place așa, schimbăm tot. Adică eu am spus cu... Nu, tot a fost constructiv. Ochi artistic. Mulțumesc. Plăcere. Deci, dacă v-a plăcut acest video, puneți un like mare, puneți subscribe. Big like. Și distribuiți mai departe acest video. Da. Deci, ne puteți vă iubim. Vă păstrăliți Katia! Pa, pa! Puteți să găsiți pe Katia pe Facebook sau pe Instagram în linkul din descriere. Yes! We're done for today! Pa, druga!